Bună dimineața, domnilor, bună dimineața, domnilor, bine v-am regăsit. Am trecut cu un minuțel, parcă, da, nu-i vina noastră neapărat. Parțial este vina noastră, parțial vina tehnicii, care ne creează probleme câteodată. În această dimineață, cum vă anunțeam de seară, îl avem la Taco Loco pe, încep așa, cu președintele PSD Suceava, Dan Ioan Cuștir. Bună dimineața, domnule președinte. Să vă strâng mâna întâi. Bună. Domnule președinte. Ca să, înainte să începeți dumneavoastră, că știu că dacă începeți dumneavoastră nu mai termină nimeni, vreau să vă spun că de-aseară trandafirii încep să aibă miros în România, zici dumneavoastră, v-am adus trandafirii, ca să vă simțiți bine, să vă simțiți în largul dumneavoastră, că v-am văzut venind nervos așa pe drum și zic sigur că să vă mai relaxez, deci e un cadru potrivit, vă plac trandafirii? Cui nu-i plac? Băi, nu, no, știu. Sunt două tipuri de oameni, acei cărora le plac trandafirii și aceia care nu recunosc că le plac trandafirii. Cu toate acestea, inspirați-vă din... Bună dimineața, domnule Chira, bună dimineața, domnule Chira, bună dimineața, subiectul zilei, bună dimineața, News Bucovina, bună dimineața, Suceava. Ce ați făcut la partid? Ați început să dați afară, ce e curățenia de iarnă, ce se întâmplă acum la PSD? Ați avut dumneavoastră un cec, ați început afară cu Bătălău, afară cu deputatul Mitraliere, afară... Este evident de ceva vreme că... nu mai merge cu jumătăți de măsură. Sunt decizii care trebuiau luate de mult. Și este foarte simplu, nu poți să rezolvi o problemă în aceeași logică care a creat acea problemă. Nu poți să rezolvi problemele de imagine ale PSD-ului mergând înainte cu acei oameni care au creat acele probleme de imagine. Și până la urmă nu-i vorba numai de Bădălău, PSD-ul va trebui să scape de toți bădălăii, adică de toți acei oameni care au adus prejudicii de imagine acestui partid. Pentru că și aici nu vorbim neapărat de omul în sine, ci de percepția pe care acel om o are în memoria colectivă sau în imaginea colectivă asupra partidului. Pentru că în politică este vorba despre percepții și dacă cineva creează o percepție negativă asupra grupului din care face parte, trebuie să aibă decența să facă un pas în spate sau măcar în lateral. Dacă nu are această decență, partidul trebuie să-l determine să facă acel pas înapoi. Și repet, nu este vorba doar despre ce s-a întâmplat aseară. Toți cei care au creat prejudicii de imagine PSD-ului în timp, în ultimii ani, trebuie să nu mai fie în prima linie. Iordache, Nicolicea și așa mai departe, că la nivel central, că la nivel județean, că la nivel local, cei care nu sunt un model de urmat, un bun exemplu în societate, nu au ce căuta. Și după aia urmează pasul următor. Bine, bine, ce punem în loc? Păi chiar e simplu. Întreb, aveți de gând să când, puneți partidul? Păi, e simplu. Să aveți când, de voi, cam plin, ca un colcă de... Este o metaforă. La un moment dat era, dacă vrei să pui o cafea fierbinte într-o ceașcă, în aceeași ceașcă, dacă vrei să pui o cafea fierbinte, întâi trebuie să arunci cafeaua rece din ceașcă și după aia vine ca să faci loc cafelei fierbinți. Va urma congresul PSD, dar acel congres nu mai trebuie organizat în aceeași logică ca până acum. Nu mai trebuie să auzim povești de genul asta este singura soluție, asta este singura variantă, trebuie să votăm cu ăla sau cu ăla. Cei care își doresc să fie în conducerea PSD-ului trebuie să-și prezinte din timp parcursul educațional, background-ul profesional, ce știu să facă, ce vor să facă, ce sunt în stare să facă, ce au construit până acum, ce au condus până acum și cu ce rezultate. Pentru că oamenii, și am stat de vorbă cu mulți oameni în ultimul timp, atât membri cât și simpatizanți, cât și oponenți de ai PSD-ului, oamenii așteaptă să vadă strategii. Ei nu vor schimbarea unor antipatici cu alți antipatici sau mai simpatici sau mai puțin simpatici. Oamenii vor să audă
despre strategie. Și ziceți bine așa, în principiu ziceți bine, acum vedem aici, la practică ce o să faceți. Eu vă spun ce îmi doresc eu și ce își doresc cei cu care am stat de vorbă să vadă de la PSD. Sunt niște principii simple care poți să le aduci din viața de zi cu zi sau trebuie să le aducem din viața de zi cu zi în viața politică sau din mediul de business în mediul politic. În mediul de business, dar se poate aplica și în proiectele de viață, este o diagramă pe care o cunoaște toată lumea, diagrama SWOT, și acolo ai puncte tari, puncte slabe, provocări și amenințări. Amenințări și oportunități. Și luăm punctele slabe. Care pot fi punctele slabe ale PSD-ului? Păi pot fi aceia dintre demnitari sau oameni care au ajuns în funcții publice sau în anumite poziții și primul lor gând a fost să-și angajeze neamurile, membrii ai familiei pe anumite funcții. În consilii de administrație, director pe la nu știu ce instituții. Ăia sunt un punct slab al PSD-ului. Nu mai au ce căuta în prima linie, în a doua linie. Vor să rămână membri, bravo lor, dar nu mai au ce căuta în funcții cu vizibilitate aceia care au pus interesul personal deasupra interesului de grup și deasupra interesului național. Altă slăbiciune a PSD-ului, trădătorii sau blatiștii, aceia care în timp au avut înțelegeri cu PNL-ul sau cu fostul PDL. Păi, nu poți merge la război, dacă tot e război, cum ne spune domnul Iohannis și premierul României, dacă tot e război, păi noi nu putem merge la război cu aceia care au avut compromisuri, cum le zic ei, blaturi, cum le zicem noi, cu peneliștii. Aceia care au avut sau deținut în funcții publice sau funcții de conducere pe vremea PDL-ului, ar trebui să ne facă să înțelegem cum de 99% dintre PSD-iști au fost pur și simplu izgoniți, alungați din administrație și din funcțiile publice și 2, 3, 4, 5, câți vor fi la nivel de fiecare județ, au rămas totuși în anumite poziții. Și ăia s-ar putea să fie o slăbiciune a partidului. Și despre ăia ar trebui să avem discuții mai aplecate, mai amănunțite. Când aveți de gând să faceți toate discuțiile astea? Este... Sună bine. Cafeaua, aveți foarte multă cafea rece la partid. Nu știu dacă știți. Dumneavoastră probabil că știți mai bine decât mine, da, dacă e multă sau puțină. Eu, era o metaforă. Întâi arunci cafeaua rece din cană ca să poți face loc... Dacă unei cafele... să vorbiți sincer până la capă și cinstit, din actualul lot de, cum să zic eu, director ajunți pe care aveți în momentul PSD, la PSD Suceava, da? Cam câți credeți că ar trebui să mai rămână în partid după această, tot metaforic vorbind? Nu mă hazardez să arunc procente sau cifre. Nu vreau să dau nume. Jumătate din ei ar trebui să nu-și mai caute de lucru la partid. Adică cei care din ăștia o să selectați viitorul de aur al primarilor, al deputaților, la anul cei care se simt cu musca pe căciulă, ei se cunosc, organizația știe. Domnul Chira, nu am să dau nume și n-am să dau procente, dar haideți să o luăm altfel. Haideți. Noi trebuie să avem niște preocupări. Cum refacem legătura dintre centrul partidului și organizația de bază? Pentru că există o ruptură. Cum reducem decalajul dintre necesitățile generației actuale și aspirațiile generației viitoare? Cum facem să rezolvăm problema de percepție? Adică, gândiți-vă că sunteți managerul unei fabrici, da, care produce un obiect, un produs, da, care începe să fie folosit doar de oamenii de peste 55 de ani și cu preponderență din zona rurală. Deci ceea ce produceți dumneavoastră, domnule Chira, ca nivel de percepție, este folosit
de oamenii din zona rurală și în special de cei cu peste 55 de ani. Dacă sunteți un manager responsabil cu capul pe umeri, nu vreți să creați un produs care să înceapă să fie folosit de populația care are 20 de ani și să înceapă să fie acel produs folosit și frecventabil începând cu cei care au 20 de ani și din zona rurală și din zona urbană? Da, și de ce nu? Și de ce nu? De ce să nu? O fabrică, știți foarte bine. Principiile sunt aceleași, logica este aceeași. Logica în economie, logica în familie, logica în politică este aceeași. Principiile sunt aceleași, principiile nu pot fi negociate. Când vom avea ca și nivel de imagine, ca nivel de percepție, când vom avea noi ca și partid, când ne vom adresa, și de ce să nu spunem, putem să ne adresăm cu precădere tinerilor și speranța mea este că vom prinde vremurile în care tinerii de-abia vor aștepta să împlinească 18 ani, să aibă dreptul să voteze cu noi. Atunci PSD-ul poate spune, am rezolvat problema de percepție. Deci până atunci, opoziție. Până atunci strategie. Strategie, pentru că lucrurile astea se clădesc în timp. Au fost distruse în timp, se clădesc în timp. Vreau să vă relaxați un pic acum, că vă văd foarte încrâncenat. Nu sunt încrâncenat deloc. Era cât pe ce să vă întreb, câți din actualii deputați, actualii parlamentari de Suceava, PSD Suceava, și vor mai găsi loc pe listele PSD dacă e să dați cafeaua rece afară. Dar mie că o să dați un răspuns și o să vă dați afară de partid. Nu arunc cifre, eu, dacă vreți o opinie, o părere personală, vă rog. Un senator, și mă refer la grupul PSD, un senator și unul sau doi deputați și-au făcut datoria față de județ. Din parlamentarii PSD, deci ce? Da. Deci din 5 plus 2, unul plus 2 și-au făcut datoria față de județ, cu vârf și îndesat. Restul? Eu mă refer la cei care și-au făcut datoria față de județ. Pe 5 decembrie, în 1864, sper să nu mă înșel, Alexandru Ioan Cuza, domnitor Alexandru Ioan Cuza, dădea legea instrucțiunii, prima lege a învățământului din România. S-a pus bazele învățământului primar, gimnazial, la universitar de 3 ani de zile. La 100 și foarte mulți ani, da, avem 50% dintre elevii din România analfabeți funcționali. Sună... Și dumneavoastră vorbiți despre fabrici, uzine și nu știu ce alte povești. Sună un pic dur. Nu, dar ăsta e adevărat. Analfabet funcțional. N-am putut analiza asta. Da. Acum, cel mai ușor ar fi să încep funeriu, ministrul ăla, a lor, ce au făcut, au distrus învățământul, dar prefer să... Și cred că este cel mai propice moment în care să ne uităm în ograda noastră. Și să spunem lucrurilor pe nume. Da, avem... Acest partid are parte din vină, pentru că învățământul în România, în ultimii 30 de ani, nu a avut o evoluție în concordanță cu vremurile. Dacă din punct de vedere economic, România cât de cât a mers în direcția care trebuie, din punct de vedere a politicilor publice nu a reușit acest lucru și din punct și mai ales din punct de vedere al învățământului nu a reușit acest lucru. Și vinovați suntem cu toții, dacă vreți să vă dau un exemplu din organizația din care fac parte. Acum nu multe luni a fost în vizită în Suceava și a participat la o întâlnire cu colegii mei fostul ministru al învățământului, doamna Andronescu. Au fost oameni în sală care au avut o poziție corectă și încercau să-i semnaleze doamnei Andronescu greșelile care se fac, lucrurile care trebuiesc îmbunătățite. Ei, vocea acestor două, trei persoane din sală care spuneau exact ceea ce trebuia spus a fost acoperită de alte două, trei persoane care au simțit nevoia să o lingușească pe doamna ministru. Și aici este o problemă. Trebuie să terminăm cu lingușala.
Când vine un ministru în Suceava, și au fost, slavă Domnului, foarte mulți miniștri prezenți în Suceava, le facem bine dacă le livrăm adevărul. Dacă le spunem minciuni, acele minciuni se întorc împotriva noastră, ca și organizație, ca și comunitate, ca și individ. Am înțeles. Domnul Crășnești, de ce v-a fost rușine să vă afișați de ziua Bucovinei și de ziua de 1 decembrie, acolo în primul rând, lângă mai mari PSD-uri? Reformulez? Asta poate fi percepția dumneavoastră că mi-a fost rușine. Domnule, stați acolo, v-ați retras, mai un pic erați la jurnaliști. Adică, ce s-a întâmplat? Să nu fiți dumneavoastră în primul rând acolo. Era o bătaie ca la culturist, tot să-și arate piepturile pline de cocar, de tricolore. Da, acești oameni trebuie să înțeleagă, și aici vorbesc de întreg spectrul politic, trebuie să înțeleagă că 1 decembrie nu este despre ei. 1 decembrie este despre cei care au făcut posibilă unirea, și 1 decembrie este despre populația care se simte mândră de acel moment și vrea să participe la niște festivități. În momentul în care tu organizezi niște festivități pentru a celebra Marea Unire, și în loc să erau sucevenii, miile de suceveni care au participat la defilare, erau de la giratoriul din centru până aproape de magazinul Bucovina. În loc să pui ecranul care prezenta imagini de la ceremonie, în loc să-l pui înspre populația care era departe și nu vedea ce se întâmplă, tu îl pui înspre elefanții care tot ei vreau să se vadă pe ecran. Adică, așa zis și actori politici, ei vreau, în timp ce îi țineau pe suceveni în frig și le vorbeau despre câte și vrute și nevrute, ei simțeau nevoia să se vadă în cadru, în prim plan, pe un ecran pus în fața lor. Oamenii trebuie să înțeleagă, acești așa zici decidenți politici, că orice manifestare, orice sărbătoare nu este pentru ei, nu este despre ei, este pentru comunitate și este despre cei care au făcut acea unire posibilă. Eu nu am ce căuta în primul rând printre acești oameni care nu înțeleg că nu despre ei este vorba. Am participat la toate manifestările, dar cu colegii mei de organizație, acolo unde ne este locul, printre oameni, nu moți în frunte, în fața televiziunilor. Și ar trebui să mai adaug ceva despre ziua Bucovinei. Mult fast ziua Bucovinei și rog pe toți sucevenii, îi încurajez să-și facă timp, să meargă la parterul prefecturii și să se uite la așa zisa expoziție Bucovina în ziua Unirii. Pe acolo nu-i, la acea expoziție fotografică nu-i vorba despre ziua Bucovinei, parcă e vorba despre ziua lui Flutur. Pentru că sunt câteva sute de fotografii, 80% sunt cu Gheorghe Flutur. Avem mai multe fotografii cu Flutur decât cu Iancu Flondor sau cu Ioan Nistor. Oameni buni, nu mai sărbătorim ziua Bucovinei, sărbătorim ziua lui Gheorghe Flutur. Încă puțin, l-am auzit într-o ședință de Consiliul Județean spunând că vrea să scoată o carte. Păi, încă puțin și slugărnicia despre care, sau lingușeala despre care vorbeam în cadrul PSD-ului, cel puțin la același nivel este și în cadrul PNL-ului. Încă puțin și ăștia îi scot cartea, omagiu conducătorului iubit. Părerea mea că le-a luat Dumnezeu mințile. Și anticipam lucrul ăsta. Flutur, când câștigă alegerile, îi ia Dumnezeu mințile. El are un discurs ireproșabil. Are un discurs foarte plăcut. Un discurs extrem de corect. Marea problemă este că ceea ce face Gheorghe Flutur este în totală contradicție cu discursul. Vorbește despre unitate, dar dezbină tot. Vorbește despre continuitate, dar a omorât toate proiectele începute de Cătălin Nechifor. Vorbește despre echilibru, și vorbește foarte frumos despre echilibru,
dar creează doar dezechilibre între localități. Ăsta este Gheorghe Flutur. Și dacă Gheorghe Flutur e atât de rău, dacă Gheorghe Flutur este atât de hulit, atât, ceea ce cred eu că îl vedeți mai dumneavoastră, de ce toți primarii PSD se încolonează la el la ușă de zilnic, nu mai au loc primarii PNL-ului să tragă pe acolo? Probabil că aveți informații pe care... Eu merg mai des la Consiliul Județean decât mergeți dumneavoastră. Eu merg zilnic dumneavoastră, nu chiar zilnic. Nu credeți, vorbesc serios, ce se întâmplă cu primarii PSD? Au simțit așa vibrația liberală din ei și se duc la... s-au apucat de emigrat? Probabil că în următoarea perioadă va începe o dezbatere faida în, bineînțeles, în interiorul organizației. Avem primari traseiști, avem și primari de echipă care rămân alături de noi, la bine și la greu, dar avem și primari traseiști. Eu nu cred că acei primari, așa zis, traseiști, trebuie aspru criticați sau aspru judecați. Cred că marea majoritate a primarilor au un singur gând, o singură speranță. Cineva care să le redea speranța sau dorința să le facă realizabilă dorința de a-și finaliza toate proiectele începute în comune, inclusiv proiectele PNDL. Asta vor primarii. Dacă ce s-ar închina la oricine? Unii dintre ei aleg o abordare, alții vor alege o altă abordare, dar dacă traseismul politic este posibil, haideți să nu dăm vina pe... E posibil numai la parlamentari. Haideți să nu dăm vina... Nu e aceeași poveste și la parlamentari și la primari. Haideți să nu dăm vina... Primarul își pierde funcția. Primarul zâmbește în nas șefului de partid. Nu. Primarul își pierde funcția dacă își dă el demisia din partid. Dacă este demis, uitați-vă, primarul Iașului este în continuare primar. Și nu mai este în PSD. Fostul primar al Bacăului, primarul Bacăului, fost membru PSD, este în continuare primar. Deci, dacă nu avem o lege a traseismului politic clară, vina, hai să ne asumăm. Toate partidele care am lăsat această portiță, să ne asumăm acest lucru. N-am avut curajul noi, PSD-ul, în 3 ani de guvernare, să rezolvăm legea traseismului politic? Păi să nu dăm vina pe primari, să dăm vina pe acei parlamentari care nu au avut curajul să voteze acest lucru. Primarii, și este o opinie personală și este, dacă vreți, părerea multora dintre PSD-iști de rând. În momentul în care nu mai ești membru al partidului pe listele căruia ai ajuns parlamentar, primar sau într-o anumită funcție, indiferent dacă ți-ai dat demisia sau ai fost demis, trebuie să părăsești așa funcție, pentru că tu ai ajuns parlamentar, nu independent. Ai ajuns parlamentar pe listele PSD sau PNL. În momentul în care nu mai ești pe acele liste, trebuie să părăsești funcția de parlamentar. Și este valabil și pentru primari. Și o altă greșeală, dacă vreți, domnule Chira, ca să dezvoltăm subiectul, n-am avut curajul să reparăm o greșeală majoră făcută de Traian Băsescu, care s-a întors împotriva lui până la urmă, alegerile primarilor într-un singur tur de scrutin. Păi un primar care ajunge într-un singur tur de scrutin în funcție nu are reprezentativitate. Ion Lungu a ajuns primarul Sucevei la ultimele alegeri cu mai puțin de 10% din voturile sucevenilor. 10%! În turul 2 credeți că mai ajungea Ion Lungu primar? Aceste probleme trebuie rezolvate. Aceste defecte legislative privind traseismul și alegerea primarilor dintr-un singur tur de scrutin trebuie rezolvate. Sunteți cafeaua rece sau cafeaua caldă din partidul ăsta? Petru Gurdeanu, ca să-mi răspundeți înainte, avem foarte multe întrebări care, bine, bănuiesc că cei care ne întreabă sunt de la cealaltă formațiune politică. Vezi, când vă dați demisia, că nu aveți nicio legătură cu PSD-ul dumneavoastră în felul de a gândi, în felul de a acționa, vorbim cinstit. Nu vă regăsiți acolo. Adică mă regăsesc și... Eu aș vrea să ne invitați o dată la o ședință de birou politic al dumneavoastră, să vedem și eu. Deci nu vreau să intervin. Eu aș vrea numai să mă duc acolo să filmez fețele oamenilor care stau lângă dumneavoastră. Să văd și eu cum naiba s-a reușit, domnule, ca un lider care gândește în felul ăsta,
să aducă PSD-ul la rezultatele care le are în momentul de față și niciodată să nu aibă, adică niciodată, n-ați avut primar niciodată, haideți ca să ne înțelegem, să fim cinstiți până la capăt, de Suceava. Și totuși dumneavoastră să vă doriți atât de mult primăria. Ăla nu face bine, ăla nu face bine, ăla nu face bine. O armată de PSD. O să o luăm pe bucățele. Vă dați demisia, rămâneți în continuare, îi dați pe toți afară, reformați partidul, ce faceți? Domnule Chiram, aceste subiecte, înainte să le discut cu dumneavoastră sau să vorbim generic cu presa, le discut în cadrul organizației. În momentul de față, nu am niciun semnal de la colegii mei sau de la majoritatea colegilor mei, nu mi-am propus niciodată să mulțumesc pe toată lumea, nu am niciun semnal că ar trebui să îmi dau demisia. Dar în momentul în care va apărea cineva care va ști ce să facă cu această organizație și va fi dorit în fruntea acestei organizații, cu mare plăcere îi voi da sau voi face un pas în lateral, dar repet, în momentul în care va fi cineva care într-adevăr știe și demonstrează că știe ce are de făcut cu această organizație. Nu ar putea să demonstreze cineva. Adică dau și un exemplu. Să-i spunem că mă numesc, eu vreau să vin în partid, mă numesc Elena Domnicăi, o doamnă, sunt o doamnă și vreau să vin la partid. Am avut 4 ani de prefect, mă simt capabil să conduc o organizație ca Suceava. Nu, domnul Chira, nu veți reuși să mă atrageți în această capcană. Eu vă întreb, ce știți? Nu e o capcană, e o treabă. Eu am înțeles că doamna Mirela Domnicăi, fostul prefect al județului, a revenit la partid, s-a apucat de treabă. Refuzați, dumneavoastră, ca un lider autentic ce sunteți și vă considerați a fi, refuzați know-how-ul doamnei Domnicăi? Nu, doamna Domnicăi a participat. Dreapta dumneavoastră să conduceți împreună, să încercați să identificați un primar capabil, poate e Dan Cuștir cel mai bun, poate Elena Domnicăi candidatul potrivit pentru domnul Chiră, la ultima ședință a organizației municipale, doamna Mirela Domnicăi nu a stat de-a dreapta mea, cum vă exprimați dumneavoastră, a stat în stânga mea. Deci, a stat chiar în stânga mea. Și-a reluat locul în organizație, într-o organizație în care nu a putut activa datorită legislației în ultimii 3 ani. Eu zic să nu încercați să mă atrageți în acea parte a discuției, pentru că nu veți reuși. Haideți să schimbăm subiectul. Doamna Domnicăi este alături de organizație și își face treaba cu toate cunoștințele și experiențele dumneaei acumulate în ultimii ani. M-a rugat cineva să vă întreb la începutul emisiunii de ce ați refuzat proiectul ăla de la scara blocului. Sper să nu greșesc. Și am promis că vă întreb. Aici sunt foarte multe comentarii. Aveți fani, aveți mulți urmăritori la PNL, să știți. Sunteți o muză pentru cei de la PNL. De ce v-ați opus asfaltărilor de la scara blocului? De ce? Și acum ați ajuns să... Nu credeți că ați făcut greșeală? Deci, i-ați ridicat mingea la filul lui Lucian Hașovski. Cine spune că noi ne-am opus asfaltărilor de la scara blocului, spune o mare gogomânie. Nu ne-am opus la nicio asfaltare, nu ne-am opus la niciun proiect al parcărilor, ne-am opus prăduirii domeniului public. Și atâta timp cât codul administrativ ne-a permis, ne-am opus în Consiliul Local prăduirii domeniului public. Punct. Și chiar n-aș vrea să vorbesc acum despre gogomanie lansate în spațiul public, dar dacă îmi permiteți, domnule Chir, aș vrea să vorbim puțin despre Suceava și despre suceveni. Cred că sucevenii ar trebui să învețe să nu mai accepte și să nu se mai mulțumească cu ceea ce li se oferă. Sucevenii trebuie să primească ceea ce își doresc. Sucevenii trebuie să primească ceea ce merită. Pentru că acest oraș, această comunitate merită dezvoltare. În loc să primească dezvoltare și pilonii, cei doi piloni care duc la dezvoltare sunt educația și infrastructura. Sucevenii, în loc să primească proiecte reale de infrastructură, deci proiecte reale de dezvoltare, primesc beculețe colorate.
cu toții ne bucurăm, ne place magia beculețelor colorate, toată lumea își face selfie-uri, foarte frumos. Dar să nu uităm nicio clipă că populismul în Suceava a venit înaintea dezvoltării. Marile proiecte au fost pasate de la un an la altul, de la un mandat la altul. Suceava ca oraș este, Suceava este ca o femeie care a fost frumoasă, este în drumul spre groapă, dar ei se fac operații estetice. Suceava este în moarte clinică, dar ei se fac implanturi cu botox. În loc să reparăm problemele majore de infrastructură, în loc să ne ocupăm de traficul supraaglomerat, de parcări, de transportul public, de tot ceea ce înseamnă lipsa locurilor unde sucevenii se pot plimba și unde pot face sport și unde pot alerga, actuala administrație se ocupă doar de beculețe colorate. Și aici mai lucrurile astea pot fi oricând dezvoltate și până la urmă cred că asta trebuie să fie principala noastră problemă în comunicare. În loc să ia măsuri pentru dezvoltarea orașului, cei care conduc Suceava de 16 ani au luat doar măsuri populiste. Lungu și Hașovski se află în cercul vicios al măsurilor populiste, în loc să intre într-un cerc victorios, greu la început, dar cercul vicios trebuie înlocuit cu cercul victorios. Cercul victorios este, intri în acel cerc victorios atunci când ai curajul să iei măsuri care duc la dezvoltare. Acele măsuri sunt nepopulare la început, dar comunitatea le înțelege, le percepe și începe să fie participativă. În momentul în care iei măsuri pentru dezvoltare, comunitatea începe să fie participativă. În momentul de față, comunitatea în Suceava nu este participativă, pentru că comunitatea din Suceava nu are nevoie de pomenile lui Ion Lungu și al lui Hașovski, culmea făcute. Vă rog frumos, haideți că sunteți simpatici. Sarmale, beculețe, sarmale, fasole. Da, beculețe, ce pomeni? Se face? Dumneavoastră nu vă înfrumusețați casa de Crăciun? Ba da, dar întâi îmi fac centrala termică, întâi îmi rezolv căldura în casă, întâi îmi... Nu avem centrala termică, nu avem căldură în casă, nici ce domnul, vrem. Domnul Chira, eu... Înțeleg foarte bine rolul dumneavoastră de a încerca tot timpul să fi, și este corect așa să contrazici interlocutorul, dar această realitate nu poate fi contrazisă. În Suceava, în loc să luăm măsuri pentru dezvoltare, am luat măsuri pentru doar măsuri populiste. Măsurile populiste sunt să-i dai lui Băișanu, ca să nu-l superi, 100.000 de lei pentru o fundație de călărie care nu are nicio legătură cu Suceava. Măsuri populiste sunt acelea de a încerca să-i mulțumești pe toți cei care depun cerere la primărie să primească pentru absolut toate asociațiile culturale, mai puțin sau mai mult valoroase, fonduri din bani publici și așa mai departe. Da, aveți buget participativ. Mă iertați că sunt atât de... Bugetul participativ, PSD-ul n-a venit cu nici o solicitare, n-ați venit cu nimic. Atenție, adică, domnul Chira, sunteți într-o mare eroare. Bugetul participativ nu este pentru PSD. Dacă ați înțeles că nu puteți... Domnul Chira, în momentul în care lansați o întrebare, aveți minima răbdare să așteptați răspunsul. Până la dumneavoastră îmi răspundeți că nu e pentru... Nu, bugetul participativ este pentru... Eu am zis că nu este pentru PSD. Bugetul participativ este pentru PSD, pentru suceveni. Nu este pentru PSD. Buget... Și PSD și nu suceveni. Ba da, și vrea cineva fost... să veniți cu 5 domnul, proiecte acolo Chira, care, dumneavoastră... ca să vedeți că lumea vrea acele proiecte să fie puse pe masă, proiectele PSD-ului, și că de fapt Ion Lungu nu are dreptate. În Suceava nu există buget participativ. Uitați-vă. Și înainte să spuneți că nu au fost făcute propuneri, vă rog frumos, uitați-vă la propunerile făcute de consilierul local PSD, Gabriel Buciac, în bugetul participativ. Toate propunerile făcute de PSD, și nu numai în cadrul acestui buget, în Consiliul Local, au fost respinse de către consilierii PNL și ulterior preluate. A trebuit să ani de zile să-i tocăm la cap că problema parcărilor nu se rezolvă prin prăduirea spațiului verde, ci prin parcări supraetajate
ca să preia și ei acest subiect. A trebuit să-i tocăm ani de zile la cap cu centura de sud a Sucevei ca să înceapă și Ion Lungu și Hașovski să priceapă că problema traficului se rezolvă prin centura de sud a Sucevei. Și aș vrea să terminăm ideea cu comunitatea din Suceava, care nu este participativă pentru că nu are încredere în această administrație. În loc comunitatea să fie valorizată prin acest buget participativ, este umilită, pur și simplu. Dați-mi un exemplu. Păi, păi aduceți-vă aminte, acum 2 ani, când a mimat Lungu și Hașovski, au mimat întâlnirile cu sucevenii, au fost zone în care au fost huiduiți și aproape că erau scoși din... De oamenii noastre. Bineînțeles, de oamenii noștri. Ei sunt iubiți, dar huiduiți doar de oamenii noștri. După aia, anul următor, n-au mai făcut acel buget participativ în întâlniri directe cu oamenii și au făcut invenția că se trimită oamenii pe net, pe Facebook, pe nu știu unde, propuneri de proiecte. Pur și simplu, comunitatea nu are încredere în capacitatea acestor oameni de a le cheltui în mod eficient banii. Am înțeles. Ultima întrebare. Diseară, altă întrebare. Diseară, bă, ștergeți bocancii de praf? Ce credeți că va duce Moș Nicolae? Bădălău? Moș Nicolae, ce va duce dumneavoastră așa la PSD Suceava, la organizație? Nu amestec, domnul Chira, eu nu amestec... Să fie emisiunea frumoasă. Eu nu amestec sărbătorile... Nu amestec sărbătorile... în familie sau cu prietenii, cu politica. Cu politica, bineînțeles. Dar ce vă doriți de la aceste sărbători noastre personal? Eu nu-mi doresc nimic, mi-mi plac surprizele. Am înțeles. Doamne și domnule, mulțumesc frumos pentru această dimineață. Vă mulțumim urmăritorii noștri. Deja văd că s-a inclus o altă categorie. Sunt Gogoman, dumneavoastră ați lansat-o. O să vă luați mult hate în perioada următoare, sunt convins pe acest subiect. Florile sunt pentru femeile care vor, dedicate doamnelor care vor veni alături de dumneavoastră să conducă, să vă ajute să găsiți un candidat bun la primăria Suceava, la PSD. Și eu sper să aveți sărbători liniștite, dar sper ca până de Crăciun să ne mai vedem, pentru că vor mai fi surprize la dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, domnule Cușnir. Doamnelor și domnilor, mâine dimineață la 8:30 aici la Taco Loco suntem alături de dumneavoastră. Unde vă poți lua asfaltelor de la Scara Bloc? Așa de ce? Nu știu dacă lumea zice că...